În această dimineață au fost desfășurate controle ample la mai multe blocuri sociale din Viișoara, Bistrița, Năsăud. Numeroși locatari au fost depistați că s-ar fi racordat ilegal la rețeaua de distribuție electrică. Pompierii voluntari, polițiștii locali, cei de la Inspectoratul Bistrița-Năsăud, precum și reprezentanții Electrica, au descins în mai multe blocuri sociale, proprietate ale primăriei municipiului Bistrița, închiriate familiilor cu probleme sociale. Angajații de la Electrica au fost nevoiți să deprânșeze zeci de consumatori care s-au legat ilegal la rețeaua de distribuție electrică. Potrivit portalului bistrițianul.ro, controlul a fost unul inopinat, desfășurat de pompierii voluntari care au început să verifice subsolurile, acoperișurile și rețelele blocurilor de locuințe sociale.